Polițiștii din Bâltene au fost sesizați de o tânără de 18 ani care reclama faptul că un bărbat de 39 de ani din orașul Țicleni, cu care a avut o relație, o șantajează cu postarea unor fotografii compromițătoare pe rețelele de socializare în scopul obținerii de favoruri sexuale. În cursul zilei de astăzi, în baza mandatului de percheziție domiciliară emis de judecătoria Târgu Jiu, polițiștii din cadrul secției 5 Poliție Rurală Rovinari și postului de poliție Bâlteni au desfășurat o percheziție la domiciliul bărbatului. Oamenii legii au identificat și ridicat mai multe mijloace de probă și medii de stocare pe care le-a folosit la săvârșirea faptei.